De mai bine de 10 ani, Centrul Hippocrates din Capitală găzduiește copiii care suferă de afecțiuni ale aparatului locomotor. Angajații centrului își propun să le ușureze viața copiilor cu probleme de sănătate. Deși centrul nu are decât 80 de metri pătrați, anual îi pășesc pragul sute de copii bolnavi cronic care vin din familii nevoiașe. La momentul actual operăm într-un sediu care este foarte limitat, de aceea am deschis și cabinete auxiliare care se află în incinta unor școli și grădinițe care au copii cu nevoi speciale. Din dorința de a ajuta un număr mai mare de copii cu dizabilități fizice, administrația centrului a decis să deschidă un sediu mai spațios în sectorul Buiucani al Capitalei. Inițiativa a stârnit însă nemulțumirea vecinilor. Nu este loc potrivit, nu este atâta spațiu, nu este... se primește adică un haos. Și gunoi și una și alta. Am și o copii și adică tot ceea ce este... nu e atât de plăcut, adică, să vezi. Dacă va construi la noi casele să vă duci, de la atâta bătut. Și va fi, pur și simplu, va fi o mașină și n-ai putea trece copii. La mine copilul mic, eu nu doresc să fie așa. Eu sunt contra, pur și simplu. După ce cazul a fost pe larg mediatizat, Primăria Capitalei a semnat autorizația. Noul centru, cu o suprafață de peste 300 de metri pătrați, este în plină construcție. Până la urmă, conflictul a fost rezolvat cu ajutorul presii, al mass media. Cazul a fost mediatizat timp de vreo lună, două, așa. Oamenii au avut posibilitatea să se expună și în emisiuni direct. Reprezentanții presiei cred că este unul dintre puținele cazuri de succes din țara noastră, când mass media a fost în stare să influențeze deciziile autorităților. Mass media trebuie să se implice, trebuie să facă campanie, trebuie să le explice oamenilor, pentru că refuz să cred că oamenii au reacționat așa cum au reacționat din rea credință sau din... probabil că este la mijloc, este o mentalitate veche care trebuie depășită. Centrul Hippocrates este o organizație neguvernamentală fondată în anul 1998 cu ajutorul renumitului scriitor și actor englez Tony Hawkes și cu suportul unei organizații filantropice din Marea Britanie. Anual, centrul deservește fără plată peste 400 de copii de până la 15 ani. Dintre aceștia, mai mult de jumătate sunt copii cu dizabilități severe. În 2010, Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, astfel luându-și angajamentul să asigure și să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilități, fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate.